Consilie, domnul Anastasiu Constantin și domnul Constantin Ștefan sunt prezenți prin intermediul online. Este statutară ședința, este înfrunită majoritatea. Înainte de a trece la ordinea de zi, vă aduc la cunoștință că, urmare demisiei domnului Hercu Iustin, acesta având funcția și de președinte de ședință, supune spre aprobare alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Președintele de ședință nou ales și va începe activitatea începând de astăzi de la ședința noastră. Vă rog să faceți propuneri. Propun pentru președinte de ședință pe domnul Laic. Supunem la vot propunerea. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Laic, în consiliul Laic, este președintele de ședință. Rugăm pe domnul președinte să preia. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. O să preiau eu de aici lucrările și voi supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Supun la vot procesul verbal al ședinței din data de 14.06.2022. Materialele au fost emise. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Domnul președinte? Da. Vreau să vă amintesc că la punctul 3 de pe ordinea de zi, ce referitor la rectificarea bugetară, nu votez pentru că nu există suspiciunea de conflict de interese. Nu particip la vot. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această observație. O să specific și eu încă o dată când ajung la punctul 3. Până atunci, supun la vot completarea ordinii de zi cu următoarele 2 proiecte. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Andrișan Viorel și declararea ca vacant a locului de consilier local. Și al doilea proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe mici pentru maxim 4 grupe, adică 40 de copii, în orașul Comănești, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15, Educație, Investiția 1, Construirea, Echiparea și Operaționalizarea 110 creșe, Apel PNRR 2022, componenta 15, Investiția 1. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Trecem la punctul al doilea al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Hercu Iustin și declararea ca vacant a locului de consilier. Materialele au fost la comisie, demisia domnului Hercu a fost la comisie, s-a discutat în cadrul comisiilor, deci supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Ați primit materialele, s-au discutat în cadrul comisiilor. Domnișoara Gerber Daniela, directorul economic, ne-a precizat rectificările, modificările și actualizările făcute în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli. Ca să finalizez aici, doamna Șișca ne-a prezentat de la început că nu participă la vot. Vă rog. Da, mulțumim. Deci, supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieri în forma prezentată în cadrul comisiilor și al discuțiilor cu această completare, suplimentarea cu 5.500 de la punctul 11
proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie pentru acel moment artistic. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc foarte mult. La punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la sfârșitul trimestrului al doilea, anul 2022. La fiecare sfârșit de trimestru, domnișoara director economic ne prezintă în cadrul Consiliului Local și, bineînțeles, și în cadrul comisiilor și se dezbate în cadrul comisiilor, așa cum am făcut și astăzi. Am dezbătut acel proiect privind aprobarea contului de execuție, de aceea o să-l supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 la serviciu Eco Valea Muntelui. Materialele au fost la comisie, domnul manager Augustin Jitaru ne-a prezentat acele rectificări din trimestru 4 în trimestru 3, ne-a prezentat și influența creșterilor pe care cu toții le simțim acum la carburanți, energie și gaze asupra Eco Valea Muntelui și ceea ce va face ca rectificare ca firma să meargă mai departe. Au fost discuții în cadrul comisiilor, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2022. În cadrul comisiilor a fost prezentat și discutată această listă cu modificările aduse. A fost prezentată de domnul Bobeică și discuțiile au avut loc în cadrul comisiei. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc foarte mult. Domnul manager al spitalului, Herciu, ne-a prezentat proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești pentru anul 2022. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor, au avut loc discuții și a fost avizat favorabil în cadrul comisiilor. De aceea supun la vot acest proiect de rectificare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Tot domnul Herciu, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești pentru anul 2022. Ne-a prezentat aceste obiective de investiții care sunt introduse acolo, a prezentat la comisie, au fost discuții, deci supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Da, vă mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul președinte, aș vrea să vă rog specific, să aduc și eu niște la cunoștința dumneavoastră anumite aspecte legate de investițiile din spital. Probabil că într-o lună de zile, maxim, se vor finaliza toate investițiile privind reabilitarea clădirii spitalului, cu saloane, cu toate utilitățile și toată zona unde se fac partea de extindere pe sediu administrativ, cu excepția sălii de unități de primiri urgențe, deci zona de primiri urgențe și unde vor fi și acolo niște modificări substanțiale și cu excepția blocului operator. Vreau să vă spun că din cauza diferenței prețurilor materialelor și a faptului, cât și din datorită faptului că experții, după ce s-au desființat anumite zone de urgență, pentru că este un planșeu suspendat pe stâlpi de rezistență, experții au venit cu solicitarea ca noi să facem niște consolidări la acea zonă. Deci vor urma niște cheltuieli în plus.
nu știm până când nu ne vor aduce această situație proiectanții și atunci va trebui să mai scoatem bani din buzunar. Toți stâlpii aceia vor trebuiască să fie cămășuiți, grinzele vor trebuiască să fie și ele consolidate. De când s-a întâmplat cu podul ăla de la de unde s-a întâmplat, suflă și în laptea, nu mai acceptă absolut nimic. Și probabil că ne vor mai costa niște zeci de miliarde în plus. Probabil. Dar am plecat pe drumul ăsta, trebuie să mergem până la capăt, trebuie să fim conștienți că oricând, oricine dintre noi putem să ajungem la spital, trebuie să fim conștienți că trebuie să asigurăm toate condițiile medicale să funcționeze și să fie la standardele și la parametrii care se dorește în ziua de astăzi. Să dea Dumnezeu să facem investiții, să creăm condiții, dar să nu avem nevoie de spital. Niciunul din sala aceasta. Măcar din sala asta. Da. Vă mulțumesc frumos. Da, îi mulțumesc domnului primar pentru aceste informații. Era de prevăzut aceste chestii cu acei stâlpi acolo. E ca și la o casă bătrânească, te uiți, ar ajunge atât. Dau jos, decopertez, vezi că n-are grind acolo, n-are dincolo, trebuie să o subzidezi și așa mai departe. Da. Deci sunt niște lucruri care trebuie să luate în calcul pentru că este o construcție și nu putem risca nimic din punctul de vedere al siguranței în construcții. Cu atât mai mult cu cât... Este o clădire veche de peste 60 de ani așa și e. Este... Da. Firesc și normal. De-aia când mai sunt unii care mai tot zice că n-am făcut aia, n-am făcut aia altă, să mai gândească și la de unde facem. Tot, știți, așa ne dorim să ne îmbunătățim orice. Este necesar și frumos ca să facem lucrări importante, frumoase. Avem proiectul de gaze aprobat. Dar în același timp avem și proiectul care a fost în licitație de asfaltare pe Șupan și care a fost adjudecat și am tot păsuit și a trebuit să le dau drumul la lucrări, că au venit constructorii pe capul meu, că au câștigat licitația. Așa că vor începe lucrările de asfaltare. Vom vedea. Vom vedea ce... Dar sunt convins că... Vă rog să... Cum asfaltăm atunci când vă dăm gazele? Păi nu, nu asfaltăm atunci, renunțăm la bani, la asfaltare. Faceți propunerea asta și nu mai asfaltăm. Deci proiectul care e pe asfaltare se încheie la sfârșitul anului acestuia. Deci bani nu sunt bani europeni, e pe PNDL. Și... Am avut 9 licitații la care nu s-a participat, nu s-a prezentat nimeni, ne chinuim vreo 2 ani de zile cu proiectul ăsta. Și acum s-au suplimentat sumele de bani și a fost adjudecat. Și vor fi asfaltate câteva străzi. Șupanului, Codrului, Muntelui, Fundătura Poienii, Șoimului. Deci vor fi asfaltate toate străzile astea. Probabil că Fundătura Șoimului, da. Da. Probabil că o să le cereți... Dacă nu executăm aceste lucrări, banii ce nu mai există. Acele lucrări nu mai putem face niciodată. Decât pe alte proiecte altă dată. Eu cred că da, se vor doar câteva străzi, 3-4 străzi, 5, care vor fi în cadrul acestui proiect. Și vor fi soluții și acolo. De-abia aștept Cărcotaș. Să văd. A, deci a asfaltat. A, deci nu asfaltează. A, de ce a pierdut banii? Trebuia să asfalteze. A, de ce trebuia să... Uite așa. De dat cu părerea. Deci suntem în baza asta. Banii pentru rețeaua de gaze sunt alocați. Rețeaua de gaze,
de extindere se va executa. Dar în același timp avem și proiectele astea. Și bineînțeles că mai sunt și alte proiecte pe aloia care sunt în... Am tot tras de ele, le-am tot întârziat, tot așa, pentru gaz. Ca să putem trage gazele întâi. Da. Da, este o muncă continuă care necesită în permanență soluții noi, soluțiile noi care nu sunt prevăzute în proiecte, necesită alți bani în plus și așa mai departe. Îi mulțumesc încă o dată domnului primar pentru aceste informații utile pentru noi ca să ne facem o imagine, pentru că domnul primar mergând tot timpul prin oraș are o altă imagine. Noi poate vedem anumite zone din oraș și nu toate aș vrea, zonele. Aș vrea, după ce terminăm această fază, în care ne se predau spațiile care au fost reabilitate din cadrul spitalului, să facem o vizită cu toții la acest obiectiv. Că altfel îți dai seama când mergi acolo, față de cum ne uităm aici pe o hârtie și vedem niște cifre. Dar să vedeți acolo ce s-a întâmplat în spitalul ăsta. Da, poate chiar ar fi cazul să tragem așa o fugă înainte de un consiliu local, să vedem și ce e acum, nu? Da, da. Că eu știu că dumneavoastră sunteți aproape zilnic să urmăriți stadiul lucrărilor aproape acolo. Aproape zilnic, non-stop. Să urmăriți stadiul, pentru că cineva poate compara cum a fost înainte și cum este după. Da, să mai știe, dar cum este acum... Domnul profesor Lascăr a spus că ar veni oricând înapoi, dacă ar avea cu 10 ani mai puțin, s-ar muta la acest spital la noi. La cum arată și ce investiții s-au făcut. Da. Mulțumim. Proiectul 8 privind modificarea și completarea listei de investiții a fost votat, așa că voi trece la punctul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren din domeniul public către SECE Delgaz Gridesa pentru lucrarea amplasare stâlp de racordare de la rețeaua electrică a unui branșament monofaza strada Mihai Eminescu, oraș Comănești. Domnul Chiriac ni l-a prezentat în cadrul comisiilor, au avut loc discuții și a fost avizat favorabil, așa că îl supun în plen la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc foarte mult! Tot domnul Cosmin Chiriac ne-a prezentat proiectul de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenuri. Ni le-a explicat, am avizat în cadrul comisiilor acest proiect. Supun la vot în plen. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor din orașul Comănești care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Vă rog. Pensiunea cu bugetul estimat va fi suplimentat cu suma de 5.500 de lei. Așa am să prezint proiectul, da. Deci, acest proiect privind premierea cuplurilor din orașul Comănești a avut un buget care îl suplimentăm cu 5.500 pentru un moment artistic. Da, aici ajung dacă... Dacă vreți, dacă doriți, să supunem spre, să discutăm și să supunem spre aprobare, dacă doriți, și posibilitatea ca să desfășurăm zilele orașului, că așa am stabilit noi inițial, 3-5 august, și dacă considerați să alocăm o sumă de bani de 100.000 de lei pentru a se desfășura și activitatea asta. Între 5 august? Da, între 3 și 5. Sfânta Maria, ia de curs. Când vreți dumneavoastră, atunci o punem. Sfânta Maria e pe 15. Și 15 cade lunea. 15-22, deci a venit 20-21. 20-21 august. Când vreți dumneavoastră, atunci o punem. Când doriți atunci, lăsăm pe luna viitoare. Am încercat așa, am încercat în toate felurile. De regulă, 6 august era ziua minerului, de aia se făcea întotdeauna pe perioada asta. Că tradiția asta pe ziua minerului, până la urmă, suntem în oraș minier, dar
trebui să ne legăm de data asta. Da, nu știu. Eu sunt de acord că îmi vreți. Dacă vreți în decembrie, și în decembrie o faci. Spuneți. Nu, că orice aș spune eu, trebuie să iese cineva să spună că primarul a zis rău. Nu e bun așa. Vă las pe dumneavoastră să decideți. Dacă vreți să le facem, dacă vreți să nu le facem, nu e nicio problemă. Dacă le facem, ziceți că bem bere și mâncăm mici, dacă nu le facem, spune, uite, n-a vrut să le fac. Bun, și când, când considerați că e mai bine? Să facem după Sfânta Maria? Nu. Dar să facem cu nouă bani? Dacă vreți să o facem pe 3-5, pe 5-7 acum, dacă vreți să o facem pe după 20, după data de 15 vine 19-21, ceva de genul ăsta. 19-21. Vreți să păstrăm tradiția să mergem pe 3-5? Mergem pe tradiția care am avut la Comănești. Dacă vreți să mergem partea, mergem. Eu zic să spun asta, care sunt pentru 3-5, care sunt pentru 19-21. Ideea este că cine post și oamenii nu prea consumă. Păi fac economie. Domnul Lazar, ați fost de atâtea ori sus pe deal când au fost 20-25 de mii de oameni duminica seara. Și era și în post, da, pentru că majoritatea, o singură dată, domnul primar, de când s-au organizat zilele orașului, s-au făcut după 15. Da. Nu, de vreo două ori. Vreo două sau de două ori. Da. Dar în rest s-au făcut pe 3-5 și de jur împrejur sfâriau grătarele și nu s-au prins comerciații că n-au. Da. Numai de la ora la ora, atunci. Avea cei care postez sunt supuși la un examen. Deci e mai bine așa, nu? Dacă rezistă, atunci... Hai, dacă avem posibilitatea să organizăm, nu? Oamenii care atâta ies, nu ar zi de ora și comunici. Bun, și sunteți de acord cu data de 3-5 august? Da. Ați zis 23 august, cum era noi. Cine e de acord pentru 3-5 august? Dacă... Haideți să supunem la vot. Cine e de acord pentru 9-21? Păi supunem 3-5, după aia supunem și... Avem doar intenția și părerea. Intenția dumneavoastră. Atât. Deci, ca, deci supun la vot. Dacă facem și cu bătrânii tot acum pe 3-5, da, persoane în vârstă, da, să pupă să fie la vot. Da. Da. Cine ar fi de acord cu data de perioada 3-5 august? Cine ar fi pentru acea perioadă? Vă rog să numărați. Mâna sus, vă rog. Așa. Atunci 5-7 august, da. 5-7 august. Da, rectific, perioada 5-7 august, în acel weekend, primul weekend din august, nu? Și atunci trebuie să aprobăm și suma pentru... Da. Da. Locația aceea, în rugă, Galiona. Păi da, n-ai unul să zici, că altfel... Da, întrucem aici, da. Da. Deci tot, la capitolul acesta, să introducem și desfășurarea zilei orașelor. Și domnișoara Gherbă. Și de asemenea suma. De un alți ani, cu ani în urmă, mai mergeam cam cu 1.800.000, cam așa ceva am mers noi. Acum, că au scumpit prețurile și artiștii, de nu se mai poate. Că nu mai pot cânta. Ei vor să recupereze ce-au pierdut în urmă. Da.
Suntem la punctul 11. O să rugăm pe domnul președinte să supună la vot în contextul discuțiilor avute un articol 2 în acest proiect de hotărâre prin care se aprobă suma pe care o propuneți dumneavoastră pentru organizarea zilelor orașului Comănești. Ca atare, după ce stabiliți suma, supuneți un alt articol 2 în votul proiectului pentru... Domnul... Deci artiștii buni se duc la 10.000 de euro. Ei nu discută. 10, 15.000, 20.000. Deci nu discută decât de sume din astea fabuloase, așa. De... Iar ăștia mărunței care până acum n-am auzit și nu auzit nimeni de ei, fără 2.000, 3.000 de euro nu vine nimeni. Plus cazare, camere, ce e acolo. Transport, diurne. Deci după ce au niște sume colosale, mai vor și tot felul de facilități. Și deci, scuzați. 1.800.000 erau în anii trecuți când erau prețurile cum erau și acum e un preț mult mai mare. Adică au depășit, au sărit de... Da, deci ca sumă propusă... Puneți 200.000. Și de asemenea, hotărârea va avea ca titlu proiect de hotărâre pentru premierea cuplurilor și organizarea zilelor orașului. Și vă rog... Imediat o să... Da, dacă dumneavoastră faci alte propuneri. Da, păi atunci... Am mers și cu alții care au venit și au organizat, dar nu mai vor. Vor să vină să organizeze, dar să le dăm noi bani. Nu știu. Nu știu. Da. Ne mai gândim. Dacă avem posibilitate ca să... Să adunăm mai mulți artiști, bani mai puțini, mai mulți artiști. Da, da, da. Da, da. Da, deci da. Pot să-l pun așa la un loc. Da, da. Deci, vă supun spre aprobare proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor din orașul Comănești care au împlinit 50 de ani de căsătorie și... organizarea zilelor orașului Comănești în perioada 5-7 august. La articolul 1 apare suplimentarea bugetului pentru premiera, pentru acel moment artistic cu 5.500, iar la articolul 2 va suna în felul următor, se aprobă suma de 200.000 de lei pentru organizarea zilelor orașului Comănești. Eu propun să o suplimentăm la 25.000, având în vedere că anul trecut nu s-a organizat. Da. Sunteți de acord? Da, nu uitați. Da, pune 250.000. Deci, articolul 2, nu-l mai reau încă o dată, v-am spus care este proiectul, articolul 2 se aprobă suma de 250.000 de lei pentru organizarea zilelor orașului. Deci, să fim foarte clari că am înțeles cu toții despre ce este vorba. Deci, proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor din orașul Comănești care au împlinit 50 de ani de căsătorie și organizarea zilelor orașului Comănești în perioada 5-7 august. La articolul 1 va fi bugetul plus 5.500 momentul artistic pentru premierea cuplurilor, iar articolul 2 aprobăm suma de 250.000, așa cum au propus cei doi colegi ai noștri, pentru organizarea zilelor orașului. Și program. Organizarea zilelor orașului și programul de... Și programul, da, aici formulați și programul. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține. Vă rog. Aici supunem la vot și facem la buget. Da? Ne întoarcem acum la buget, la rectificare. Spuneți, vă rog. Pentru a suplimenta bugetul la cultură cu 250.000 de la un capitol unde cheltuielile nu sunt angajate. Am înțeles. Și asta trebuie să revotăm, nu? Da. Deci, revenim la
Punctul 3, care este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, care conține discuțiile și forma prezentată în cadrul comisiilor, plus 5.500 solicitați pentru premierea cuplurilor, plus 250.000 de lei de la un alt capitol unde cheltuielile n-au fost angajate către organizarea zilelor și a programului pentru zilele orașului Comănești. Supun acest articol 3 din nou la aprobare. Cine este? Punctul 3. Acest proiect de buget. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc foarte mult. Și acum trecem mai departe la 12. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Materialele au fost la comisie, au avut loc discuții, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației aferente membrilor ADIS Bacău pentru anul 2022. Anual noi am plătit acea cotizație, a fost discuții în cadrul comisiilor, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. La punctul 14 avem o informare privind analiza de evaluare a activității desfășurate în trimestrul 2022 la SPCLEP Comănești. Doamna Lenuța Rusu a fost la comisie, ne-a prezentat acea informare și am luat cunoștință de tot ce a prezentat doamna. Trecem la 15.1. La 15.1 avem proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Andrișan Viorel și declararea ca vacantă a locului de consilier local. În materialele primite ați avut demisia domnului Tamba înregistrată la primăria orașului, așa că supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 15.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului, construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe mici pentru maxim 4 grupe, 40 de copii, în orașul Comănești, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15, Educație, Investiția 1, construirea, echiparea și operaționalizarea 110 creșe, apel PNRR 2022 C1501. Doamna Lupu Cristina ne-a prezentat în cadrul comisiilor, au avut loc discuții despre această creșă. Este binevenită în orașul Comănești pentru că sunt foarte multe cupluri tinere care au copii, lucrează și este chiar indicat. Dacă mai aveți ceva de adăugat, de discutat, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru acest proiect? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc foarte mult. Domnul primar? Vreau să specific că odată construită această creșă, nu va rezolva problema numărului de copii care vor solicita, familiilor care vor solicita un loc la creșă. Nu am putut solicita o creșă mai mare din cauza că nu aveam terenul aferent. Ca să poți construi o creșă, ai nevoie de, sau orice vrei să construiești, ai nevoie de un spațiu pe care să-l pui la dispoziție. Ori nouă ne permite spațiul care îl avem, lângă fostul sediu al gazelor, e curtea acolo mai măricică un pic, și ne încape doar o creșă pentru aceste patru grupe, 40 de copii. Să nu auzim discuția, de ce nu a făcut de aia mare, de ce a făcut de aia mică, de ce nu a făcut-o așa, de ce a făcut-o așa. Ca să înțelegem. Cât ai, atât am cap. Vreau să merg la București cu 10 inși, dar mașina e de 4 locuri pe aici. În cap doar 4 inși atunci, sau 5. Despre asta e vorba. Există întotdeauna o posibilitate de a discuta în necunoștință de cauză.
de a se face tot felul de devagații de la subiect. De ce n-am făcut gazele până acum la Loaia? Dar până acum, de ce n-am făcut gaze? Da, asfaltul. Păi uite că nu s-a putut face, că până acum a trebuit să facem diguri și gabioane și să construim și să replantăm munții. Asta am făcut până acum. În timp ce orașul era praf și trebuia să asfaltăm, n-am stat pe loc în timp ce făceam gabioane și munți plantați. Aici asfaltam, acolo plantam munții. Aici asfaltam, acolo construiam gabioane. Am terminat de asfaltat aici, construim rețele de gaze și urmează programul de asfaltare. Deci sunt, are legătură, cum este vorba aia, are chila socoteala. Plus... Școlile reparate și reabilitate de 11 ori, 11 rânduri de inundații la școala 5 bis, la, nu vă mai spun, construire de școală nouă, reabilitări de școli, spitalul care a fost închis și reabilitat din nou și iar făcut, acum am două programe pe la spital, nu două, mai mult de două, dar două programe mari pe fonduri europene. Unul acela a fost când am reabilitat ambulatoriul spitalului, 5 milioane de euro, și al doilea este acesta care cred eu că se duce la vreo 10 milioane de euro, dintre care doar 4 milioane de euro sunt de la fonduri europene, restul de la bugetul local pe împrumuturi bancare. De unde luăm aceste împrumuturi la bancare? De la trezorerie, de la bănci. Dar de ce nu face aia? Păi da, avem rată la bancă. Dumneavoastră, dacă vă luați mașină sau casă sau apartament, după aia nu vă țipă copiii, dar vreau și de aia, dar și de aia. Tată, dar am rată la bancă, uite câte să dau bani acolo. Dar trebuie să cumpărăm și Clubul 1 Mai, dar trebuie să cumpărăm și Palatul Ghica, dar trebuie să facem și proiecte. Eu cred că sunt și oameni normal la cap cel puțin în Consiliul Local. Cel puțin în Consiliul Local. Dacă nici cei din Consiliul Local nu înțeleg toate aceste aspecte pe care noi le votăm, le discutăm aici, discutăm noi de cineva din zona Șupan sau din nu știu ce zonă, care el spune că da, dar eu vreau asfalt pe strada asta, care strada este intabulată de CFR. Deci nu e a noastră, este al CFR-ului. Da. Dar vom trece și peste astea, vor veni altele. La fel cum a fost și arde, în Podină. Arde pământul prin alte părți, prin alte țări, clocotește peste tot. Secetă din nu se mai poate. S-a oprit apa o oră, două ori, fai, nenorocire, uitați, s-a oprit apa. Da, se întâmplă și lucrul ăsta. Se întâmplă lucrul ăsta. Din cauza turbidității s-au tăiat pădurile pe Ciobănuș încolo, la deal, și din cauza exploatărilor, când trag aia cu tractoarele prin torențe aia prin noca, se creează un mâl. Și el tot frământă mâlul ăla. Și când vine o ploaie torențială, când vine la vale, spală tot. Și vine mocir la aia în stație. Dacă îi dăm drumul să intre în stația de tratare și de filtrare, se colmatează și durează cel puțin o săptămână să decolmatăm. Cel puțin. Să scoatem toată la afară, să-l cerim, să-l frecăm, să-l frecăm. Dacă oprim când vedem că a venit mocir la aia, care turbiditate de 2000, nu știu cât, o să nu se poate nici măsura măcar cu niciun fel de aparat. Ce fel de turbiditate poate să aibă apa aia? O oprești, lăsăm să se liniștească și dăm drumul la... Ei, perioada aia cât se liniștește, rămân o parte din abonați. Câțiva abonați din Loaia? Îi numărăm prin degete la 2 mâini, la 3 mâini, la 4 mâini. Câțiva, care sunt partea mai de sus. Pentru că ei sunt legați direct din aducțiunea de apă. Am încercat să dăm drumul și din partea asta, de la Cărăboaia, să luăm apă și să-i dăm drum prin cădere liberă, că suntem sus cu bazinele. Se duce până undeva. Nu știu, până la barieră, nu știu cât se duce. Se duce, ajută un pic, ajută, dar nu se duce la toată lumea. Trebuie să suportăm nenorocirea asta de a sta 2 ore fără apă. E o nenorocire mare, dar să vedem noi când vom sta câte o săptămână, 2 săptămâni fără apă. La cum clocotește pământul, s-ar putea să dăm noi apa cu porție. De aia recomand populației să-și facă rezerve de apă pentru consumul uzual, pentru apă menajeră, pentru vite, pentru animale, pentru udat în grădină. Rezerve de apă din apa de ploaie. Toate acoperișurile caselor
pot fi colectate din un locul colector al apelor, se poate colecta într-un rezervor, în două, în trei, câte ai posibilitate. Din alea de sunt pe la depozit din acea, ați văzut, de 1000 de litri, de o tonă. Recomand populației, cine are posibilitate, să-și facă această investiție minimă. Și acea apă este gratis și sigură, pe care o ai. Și atunci, în momentul în care s-a luat apa cu situația aceasta, te duci și ai luat de acolo două găleți de apă, din rezervorul respectiv. Nu e așa o catastrofă. Plus dar trebuie să ne adaptăm. Și că cum? Dar până acum nu era așa? Dar proiectanții n-au calculat? N-au calculat. De ce n-au calculat? Pentru că nu au luat în calcul că o să taie nebunii ăștia toate pădurile. Și nu rămânem fără nicio pădure. Și gradul de evaporare a apei este mult mai mare când soarele bate direct pe pământ și numai pădurea proteja, era umbră. Nu se evapora apa așa. Acum se usucă tot. În două zile, dacă n-a plouat, s-a uscat tot. Păi dacă a secat Dunărea la sub jumătate din cantitate, se plângă ăștia că nu mai pot să mai folosească navigabil Dunărea. Vă dați seama ce se întâmplă. Și mă uit la trotuș, cât e de mic. Mă uitam la Ciobănuș, am fost cu domnul director la Apa Serb, mă uitam la Ciobănuș, ui, așa un firicel mic. Și n-au fost încă secet, pe aici a mai plouat câte un pic. Așa, la două zile, trei zile, a mai dat câte o ploaie. Dar unde nu dă ploaie deloc, două luni de zile, ce facem? Deci gândiți-vă, trebuie să ne adaptăm la situație. Nu trebuie să ne mai plângem. Într-adevăr, există un disconfort total. Să nu ai apă la chiuvetă, e criminal. Când am intrat eu primar în anul 2004, până să intru primar, era program la apă, seara de la ora 5 la ora 22, la 17:22, și dimineața de la 5 la ora 8. Atât era programul de apă. Tot restul era apă oprită. Tot din cauza cantităților de apă. Dar atunci erau foarte, foarte multe pierderi. Și le-am încet, încet, am schimbat rețeaua toată de apă din oraș și nu mai avem pierderile așa mari și ne permitem acum să mergem cu cantitatea de apă, să mergem cu flux continuu, 24 de ore din 24. Da, uitați-vă la aia care au racordarea de la Cărăboaia. Cum stau? Câte o săptămână, câte nu știu câte zile. S-a spart o conductă, o vană. Nu vă mai doriți rău. Nu vă mai doriți rău. Vă rog eu, vă rog respectuos. Nu doriți rău dumneavoastră și a populației pe care noi o reprezentăm. Noi trebuie să ținem de această sursă de apă cu dinții. Este sursa noastră proprie de apă. Nu depindem de nimeni. Căci când am făcut investiții, când au făcut... Ei vreau, deci vreau să dețină monopol cei de la CRAP, să ia și Comăneștiu, ca să aibă un număr de plătitori de apă, mai mult. Păi noi când luăm apă de la ei, de la Cărăboaia, mergem pe pierdere, că prețul apei de acolo e mult mai scump decât la noi. Când cumpărăm apă de la ei, suntem pe pierdere totală. Deci toate căderile astea de apă, dar avem o sursă totuși. Nu rămâi fără apă. Scumpă, ieftină, cum măi o cumperi. Nu mai vorbim de calitate. Calitativ este mult, net superioară apa noastră. Net superioară. E apă de munte, de izvor. Deci trebuie să ne învățăm cu condițiile, să ne adaptăm la condițiile care vin datorită încălzirii globale. Mai vine câte unul că i-a intrat apa în sandale. Știi și pufnește râsul când îl vezi. Păi te uiți la televizor cum puteți mașinile pe apă, nu crezi așa ceva. În plină stradă mașinile și acum am văzut tot mai des și în țara noastră. Cum a fost la Craiova, pe unele. Puteți mașinile, apa până la jumătatea geamurilor mașini. Vor veni timpuri grele. Trebuie să ne pregătim psihic. Nemții deja fac programe la televizor prin care încearcă să, mental, să le transmită populației că va urma o perioadă când se vor da alimentele raționalizate.
Gândiți-vă că vor veni vremuri foarte grele. De aceea, puneți mâna, cumpărați rezervoare de apă, colectați apa pluvială de pe acoperișuri, faceți stoc de apă pentru apă menajeră și pentru animale și pentru dat în grădină, ca să avem stoc de apă, ca apa care o avem pentru băut să fie doar apă potabilă, să avem cu ce să ne descurcăm. Pas cu pas se vedeți că se vor întâmpla aceste lucruri. În 5 ani de zile, apa va deveni o problemă mare de tot. Pe tot globul, dar și la noi. Deși la noi, la ora asta, se pare că noi nu am avea de ce să ne temem. Cu toate acestea, eu am temeri și pe tema asta. Pentru că văd debitele de apă cât au scăzut. Cantitățile de apă din Părăi au scăzut enorm, enorm. Trebuie să ne pregătim pentru ce? Nu mai discutăm de problema legată de căldură, de gaze. Ne străduim să facem rețeaua de gaze. Dar să vedem cine va avea posibilitate să plătească gaz. Că niște surcele de prin grădină. Noi suntem risipitori de combustibil, de lemnos. Risipitori. Tăiem tot de prin grădină și aruncăm în pârâu și înfundăm și pârâul. În loc să le tăiem colo mărunțel, să le pregătim să faci focul la bucătăria de vară, ca să zicem așa, le arzi afară. Trebuie să ajungem încet, încet să chivernisim atât lemnul, cât și apa, cât și produsele alimentare și ce mai aveam noi acolo. Când deschidem gura și vorbim de o speță, uitați-vă și la televizor. Eu n-am auzit pe nimeni să plângă că vine apa mare prin Comănești. Păi când am intrat primar, despre asta era vorba. Vine apa și ne ia acasă, vine apa și ne ia acasă. Uitați, am făcut valiza, suntem în gară. Noi toți suntem în gară, toată lumea era în gară. Și acum, acum ce când am asfalt, au o uliță de 2 metri și ceva, nu-i încapi mai mult de o mașină, nu-i încapi și o roabă. Dacă trece unul cu roaba, trebuie să fugă repede, să bagi într-o curte, că nu încapi. Păi locul pe o uliță pe unde dă drumul, baci la deal, strada Cărăboaia, vă dau mai exact. Dacă n-am văzut la comenturi că pe strada Cărăboaia când se asfaltează. Oameni buni. Strada strada Corobanu când se asfaltează. Păi dacă nu am făcut noi, toate străzile sunt pietruite, cu pietriș și cu ce trebuie. Când am intrat eu primar, nu exista sort pe vreo stradă din Comănești. Doar niște balast pus din trotuș cu niște bolovani, cât poate așa erau, bolovani, deci spărgeai toate băile la toate mașini. Și drept nu erau așa multe mașini. Fă tot orașul și... Ba, și cu asfalt am văzut 30 de străzi. 42 de străzi au fost asfaltate numai pe un program. Dar înainte de programul ăla am mai asfaltat ieși pe 10 de străzi. Pe programul de închidere a minelor, pe programe de pe fonduri, pe bugetul local. Strada Gării, strada Pieticica, strada Progresul, alea Parcului, pe aici nu mai zic, le-am asfaltat din nou pe programul ăsta. Drumul național a fost asfaltat tot, la intervenția mea. Străzi asfaltate în plus, Viei, strada Stadionului, cu zavodă. Asta nu, Valea Poierii Victoriei sunt pe programul mare. Dar am asfaltat 10 de străzi, vi le pot pune pe tapet pe toate. Că le am pe toate prezentate, numai așa mi le scot. Și vă pot demonstra că am asfaltat peste 60 de străzi. 60! Și ala, ce nu au făcut nimic acum? Dacă eu, ce am făcut eu, n-am făcut nimic, înseamnă că suntem în lumi paralele. Unii sunt în lumea asta, care văd ce s-a făcut, și aia care zic că nu s-a făcut nimic, aia sunt în altă lume. Că așa zic ăștia, că ar fi două lumi paralele. Unii care văd și știu, și alții care nu, zic că nu, nimic. Îi trage cu, nu s-a asfaltat, nu știu ce, străduță care Zefirul lui Alunea Pașcu Toma, care îi zice că e strada lui, de fapt, și aia. O stradă de 30 de metri și el zice că e strada lui. Vă dau un exemplu. Nu știți de strada Zefirului, domnul Albăin?
Două persoane. Ei, vă ce panoramă fac aia pe strada Zefirului, că... Alea e cam succes. Și lunar, și lunar să reclamă unul pe altul. Și, și s-a dus la spital, ca să mai vedeți o chestie, s-a dus la spital, a prins medicul de, de gât și a spus, știi cine sunt eu? Da. Și că nu. Și că eu lucrez la Primăria Comănești. Ăla nu lucra niciodată, în viața mea. El lucrează la Primăria Comănești, că vine zilnic la noi, la primărie, să reclame vecinii. Și la eu, poliție. Și la poliție. Aceea trebuie să spune că lucrează la poliție acum. Da, lucrează. Mai avem un pic. Și s-a dus într-un mod... neortodox și a amenințat medicul că îi face că îi drege. Deci nu e ok. Într-adevăr, v-am spus, cred că sunt două luni paralele. Cu asta ne confruntăm. Dar totuși cei care suntem cu scaunul la cap și care avem capacitatea și gândirea normală și dorim să facem ceva, trebuie să ne punem mintea la contribuție și chiar să facem. Pentru că este necesar să facem lucrul ăsta. Vremurile vor fi grele, tot mai grele, de la o zi la alta, de la un an la altul. Lumea a devenit irascibilă. Nu vă mai spun cu, cu recesământul populației. Nu vrea lumea să iasă, să declare persoanele. Am transmis tot timpul, am încercat să comunicăm cu ei, am făcut tot ce s-a putut, să duc oamenii noștri de două, trei ori, patru ori la el acasă. Nu vrea să deschidă ușa. Este frică că cine știe ce se întâmplă, ia impozit mai mare pe casă, pe masă, pe... Nu, după aia au auzit că s-ar da amenzi la cei care nu vor să se recenzeze. Și așa este. Și au început să se agite, să întrebe de ce... Da. Dacă aveți cunoștințe și relații și îndemnații că s-a prelungit programul de recenzare cu o săptămână. Îndemnați-i și spuneți-le, rugați-i să vină să se recenzeze. Recenzarea se poate face și telefonic, să știți. Nu este musai să meargă recenzorul la el acasă sau el să se deplaseze musai la primărie sau într-un loc anume. Poate și telefonic. Dă un telefon și spune, stau pe strada Cutare, am o casă, locuim trei persoane, de atât, de atât, de atât. Le e frică că li se vor băga impozite pe salubritate, pe gunoi. Nu are nicio legătură. Recenzarea este strict de vorba de recenzarea populației. Nu are legătură cu impozitarea. Impozitarea este pe declarația omului care o face. Cei care își declară bunurile la primărie și le declară ei. Și noi facem impozitarea în baza declarației la impozite și taxe. Nu are legătură. Recenzarea se duce la un la Institutul Național de Statistică a României. Și de acolo vor veni fonduri europene, proiecte, de acolo se stabilește numărul de consilieri locali în localitate, dacă sunt mai mulți sau mai puțini, funcție de număr de persoane câte are, de acolo se stabilesc multe, multe și multe alte criterii care vor sta la baza unor calcule de viitor. Cam atât. Ne pregătim de zelul orașului, după cum văd. E mare sarcină și greutate pe capul nostru, să știți. Nu e simplu. Nu e simplu deloc. Dar o vom face și pe asta. Vă așteptăm pe data de 3-5 august, că nu ne mai 5, întâlnim. 5-7 august. August. Nu ne mai întâlnim până atunci. Deci următoarea ședință va fi în luna august. August. Undeva la început. A, și când trebuie să fie? Să ne dea o funcție de confirmare, sentință de la judecătorie, dar va fi repede. Probabil după zile, doamna. Vom avea doi consilieri noi, un domn consilier de la PNL, care ați văzut de astăzi că am adus la cunoștință că s-a vacantat locul, și un domn consilier de la USR, domnul Tamba de la USR, nu mai este la USR, este la Rădăuță. Și s-a vacantat postul și va fi numit un alt consilier de la USR. Da.
Bine, vă mulțumim frumos. Vacanță plăcută la care mergeți în concedii și să ne vedem sănătoși.